uneori și din afara politicii pot schimba anumite lucruri. În Timișoara, în bine, chiar pentru comunitate. Suntem în Calea Șagului, la Școala Generală numărul 27. Și vorbim cu Cristi Brâncovan, omul care a reușit pe tăcute, fără zarvă în presă, fără a spune nimeni, să facă o mică, mare modificare la Școala 27 și pentru copii care învață aici. Cristi, despre ce este vorba? Din calitate de simplu cetățean, a reușit să conving primăria să achiziționeze un teren de 427 de metri pătrați, retrocedat de către dezastruoasa administrație Ciuhandru, fix în curtea Școlii Generale, în anul 2008. Un teren extrem de util elevilor și fără de care nu se puteau obține avizele pentru buna funcționare a școlii, respectiv de la pompieri, de la salvare, de la celelalte instituții. Prin determinare, cu ajutorul decidenților, am insistat astfel încât, după o perioadă de circa un an și jumătate, acest teren a revenit în proprietatea publică și de el o să se bucure, sper, cât mai mulți copii, la fel cum am bucurat și eu acum 30 de ani când învățam la această școală de cartier din zona Calea Șagului Dâmbovița. Care este terenul? Terenul este acesta din spate, în suprafață de, cum spuneam, 427 de metri pătrați și, cum spuneam, e extrem, extrem de util. Hai să începem povestea de la început. Cine ți-a adus la cunoștință faptul că acest teren nu aparține școlii și cine a vrut ca să îl dea școlii? A fost vorba de conducerea școlii? A fost vorba de oamenii din zonă? Cu ocazia unei întruniri de la Școala Generală 27, la care a participat și conducerea primăriei, am constatat că nu există un dialog real între conducerea unității de învățământ și decidenți, astfel încât nu m-am mulțumit cu faptul că primarul a venit doar pentru a face fotografie aici și am insistat ulterior pe lângă dânsul să văd exact ce putem rezolva efectiv pentru binele copiilor din zonă. Am discutat cu conducerea școlii și am identificat cea mai mare problemă și anume imposibilitatea copiilor de a folosi această suprafață. Am intervenit pe lângă decidenți și, cum am spus, după o anumită perioadă de timp am luat legătura cu ei, am văzut de ce nu s-a ajuns la o soluție pentru răscumpărarea acelui teren. Era vorba de o pretenție considerată de către primărie exagerată din partea proprietarei. Am luat inițiativa de a purta negocieri fără niciun fel de reprezentare din partea primăriei, dar pe de altă parte am solicitat primăriei să spună un preț la care ar fi interesată să cumpere. Ei au spus că la jumătate, adică se cerea undeva vreo 200 de euro pe metru pătrat, dar au spus dacă proprietara e de acord în jurul valorii de jumătate din această sumă, atunci e ok. Am luat legătura prin intermediul directorului școlii cu proprietara, ne-am întâlnit, am văzut că între timp pretențiile nu mai erau așa de exagerate, erau aproape de ce-și dorea și primăria, astfel încât am prezentat această ofertă executivului primăriei, iar în circa 3 sfert de an s-a făcut și tranzacția la notar, astfel încât zic eu, dacă școala o să înceapă cu elevi, ei o să poată să se bucure de acest teren. Și practic asta e și mândria mea ca și cetățean, că am reușit să fac lucruri constructive. Toată lumea acționează, toată lumea, eu știu, care își asumă acum diverse candidaturi publice, a acționat de multe ori la doar așa, destructiv. Eu am încercat în toată perioada asta să mă axez pe lucruri constructive și cred că oamenii au apreciat treaba asta și de aceea am ajuns să adun un număr atât de mare de semnături, de circa 7000 de semnături și să fiu în această cursă pentru președinția Consiliului Județean Timiș, ultimul pe listă, dar sunt convins că cu ajutorul cetățenilor cel din tâi pe data de 27 septembrie. Ce te motivează?
faptul că sunt un cetățean implicat în comunitate, faptul că lumea mă apreciază pentru asta, în așa fel încât chiar m-au împins de la spate cu această asumare de răspundere. În mod normal, știi cum suntem noi, timișorenii, bănățenii, vesticii în general, nu foarte dispuși să ne asumăm lucruri. Cu toate astea, în momentul în care mii de oameni îți cer să îi reprezinți, efectiv, nu poți să stai, cum n-am stat deoparte nici când nu se punea problema de o astfel de reprezentare, dar mai acum, după atâția ani implicat în diverse chestii de utilitate publică, normal că, până la urmă, a fost probabil un gest firesc, considerat de altfel firesc și de către prietenii mei de pe Facebook și de către prietenii de pe orașul Timișoara. Mi l-am asumat, acum vom vedea la vot pe 27 septembrie. Bun, mulțumesc și Mulțumesc mult!